Pentru că Andrei Vulpescu m-a provocat să-mi amintesc ce dorință aveam când eram mic și ce dorință am acum. Mi-am amintit că atunci când eram mic, când eram copil, îmi doream să fac toate sporturile din lume. Și chiar așa visam, că de la 10 la 12 ani voi juca tenis și voi deveni campion mondial la tenis. După aia mă las și mă apuc de fotbal și cu echipa mea devin în 2-3 ani cel mai tare din lume. Și după aia mă las și mă apuc de șah. Și adică mi se părea că viața e super lungă și că o să pot să devin campion mondial la toate sporturile pe care le vedeam la televizor. Sigur că pe măsură ce crești, dorințele devin din ce în ce mai poate realiste. Nu știu dacă e neapărat bine asta, dar oricum foarte punctuale, mai nișate, mai aproape de adevăr. Am descoperit pe măsură ce am crescut că dincolo de ce vezi la televizor, e bine să-ți dorești lucruri care au legătură cu ceea ce îți place să faci, cu pasiunile tale, la ceea ce ești bun. Și cum eu nu sunt foarte bun nici la tenis, nici la fotbal, nici neapărat la șah, până la urmă dorințele mele s-au nișat foarte mult și astăzi, de exemplu, îmi doresc să reușesc să public a doua mea carte. A fost o mare dorință să public prima carte. Mi se pare că ne-am îndeplinit această dorință. A venit cartea asta, a venit și cu mulți prieteni și cu multe oportunități de afaceri și datorită ei am agenția pe care o am acum. Dar vreau să mai scriu o carte, pentru că simt că experiența pe care am avut-o cu prima carte e foarte folositoare, unde n-am făcut extraordinar de bine, pot să fac mai bine data viitoare și că următoarea carte va fi și mai bună și când va aduce mie ceea ce e cel mai important, va aduce mie plăcere, nu știu, mă voi simți împlinit din acest punct de vedere. Sigur că după ce îți îndeplinești o dorință, te apuci de alta și tot așa, și mi se pare un lucru sănătos să ai multe dorințe pe care să le urmărești și pe care să încerci să le aduci la realitate. Așa că Andrei Vulpescu, ăsta e răspunsul meu de acum. Când eram mic, îmi doream multe lucruri, mai ales în sport, nu știu de ce. Pe când acum, asta îmi doresc din punct de vedere profesional. Că dacă mă întreb din punct de vedere personal, vorbim altă dată și ăla e cu tot o altă discuție.